Vlad Pascu este cercetat disciplinar de penitenciarul Poarta Albă din Constanța, unde e în arest preventiv după ce a ucis cu mașina doi tineri lângă 2 mai pentru interviul acordat telefonic protestatarului cunoscut drept Ceaușescu. Tânărul nu avea acordul autorităților pentru convorbirea respectivă, însă detalii are colega mea, Raluca Sevastru. Bună seara, Raluca, te ascultăm. Bună seara, Cristian, și bun găsit tuturor. Discuția s-a purtat între Vlad Pascu și un protestatar prin intermediul tatălui său, Mihai Pascu. Conversația dintre cei trei a fost făcută publică pe o rețea de socializare, iar tatălui Pascu a arătat pe filmare numărul penitenciarului Poarta Albă. În interviul telefonic, Vlad Pascu a transmis că are remușcări după tragicul accident și că ar vrea să dea timpul înapoi. Pentru persoanele condamnate sau arestate preventiv, este permisă comunicarea cu apropiații numai în anumite condiții. Directorul ANP a transmis că Pascu avea aprobare să vorbească cu tatăl său, însă nu și cu Ceaușescu. Concret, pentru acea conversație telefonică, acesta avea nevoie de o aprobare din partea procurorului de caz sau al instanței pe al cărei rol se află cauza sa. Pentru că au fost încălcate aceste condiții, el este acum cercetat disciplinar și riscă sancțiuni. Dacă va fi găsit vinovat, Vlad Pascu ar putea pierde dreptul la vizite și accesul la telefonul mobil pe o perioadă stabilită de conducerea penitenciarului. Iar în cel mai simplu scenariu, acesta se poate alege doar cu un avertisment. Momentan acestea au fost informațiile. Cristian? Coșurile pline de altă dată au intrat la apă. Oamenii cumpără doar strictul necesar din magazine și renunță la micile plăceri pe care altădată le puneau în coș fără să clipească. Cu toate că inflația continuă să scadă, oamenii se plâng că mâncarea e tot mai scumpă. Această doamnă a micșorat considerabil lista de cumpărături, dar și coșul. Păi vedeți cât e de mic, nu mai e cel mare, așa că luăm pe cel mic. Atunci nu te uitai ce iei, adică nu te uitai la preț. Luai ce aveai nevoie, ce îți făcea plăcere, dar acum te uiți întâi la preț, poate te uiți în buzunar și iei ce poți. Vedeți, ne plimbăm și căutăm. Încercăm oferte. În comparație cu cel de acum un an, ăsta era mai plin acum. Era mai plin. Era mai plin atunci. Foarte plin, foarte plin. Ori acum, ce se zice? Uite ce e. Lumânări. La pensiile noastre amărâte ne înjumătățim, dacă nu și în sfert. Iar coșurile mari pe care le vedem prin magazine sunt de cele mai multe ori pline doar pe jumătate sau chiar pe sfert, cum este și cazul domnului Ioan. Am pus în coș detergent care trebuie, am luat și pentru mama mea, legume care le preparăm mai rapid, roșii în bulion că trebuie să facă mâncare, niște pateuri că pentru micul dejun și cam atât. Ne limităm. Lista e mult mai scurtă. Astea sunt. Mai am un pachet de făină de luat și stop. Lista e scurtă. Scurtă, scurtă față de altă dată. Treptat, din cauza inflației și a scumpirilor care s-au ținut lanț în ultimul an, micile plăceri au dispărut din coșurile de cumpărături. Chiar dacă anumite alimente de bază, cum ar fi mălaiul sau făina, s-au ieftinit în ultimul an, există în continuare produse necesare care le scot mai mulți bani din buzunare românilor. Detergenții au înregistrat cea mai mare scumpire, cu peste 24%, și carnea de porc, zahărul sau cartofii se află pe lista scumpirilor. De exemplu, pulpa de curcan e 26 de lei kilogramul, care nu ne permitem să mai luăm așa. Cei mai mulți se limitează la produsele de curățenie și de igienă, iar mâncarea rămâne la urmă. Umpleam pur bagajul, acum luam de toate, acum nu prea. Mai facem economie, dar asta pentru curățenie, pentru spăla, trebuie neapărat. Cu toate că 17 produse se află acum pe lista alimentelor cu adaosul comercial plafonat, marea ieftinire a guvernului pare că nu dă roade. Legat de prețuri, am vești bune și vești proaste. Încep cu cea bună, inflația continuă să scadă. Vestea proastă sunt câteva produse care au înregistrat scumpiri uriașe. Este vorba de detergenți și medicamente care costă cu 25% mai mult față de anul trecut. Dacă în cazul detergenților oamenii recunosc că spală mai rar, la medicamente aceștia spun că nu pot renunța. Ne aflăm în cea mai mare piață din capitală. Cumpărătorii cercetează cu atenție rafturile cu detergenți. După câteva priviri, concluzia e clară. Da, sunt foarte scumpi. Foarte, foarte scumpi. Dintre toate produsele, detergenții s-au scumpit cel mai mult, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Față de anul trecut, prețul lor a crescut cu aproape 25%.
Concret, dacă anul trecut dădeam 70 de lei pentru un detergent lichid cu 54 de spălări, acum același produs costă cu 17 lei mai mult. E scump. E scump. Trebuie bani ca să ajungem să cumpărăm și dero și mâncare. Din cauza prețurilor mari, mulți recunosc că s-au văzut nevoiți să spele mai rar. Cu cât dați mai mult? Stai puțin să mă gândesc. Cred că se duce spre 35-40%. Nu mai punem balsam atât, punem jumate. Mai des de două săptămâni n-ajung, nu pun mașina de spălat. Foarte mult a crescut și prețul medicamentelor. Statistica oficială arată că acestea s-au scumpit cu 24%. S-au mai scumpit, de la o lună la alta. Un Aspenter, de exemplu, o lună, acum două luni l-am luat cu 13 lei și luna trecută l-am luat cu 14,50 lei. Cei mai loviți de această scumpire sunt bătrânii și cei cu boli cronice, care nu pot renunța la tratament. Am luat de aici niște vitamine pentru ochi. Și era 90 de lei și când am luat, acum vreo săptămână, am dat 114. Verile mergeam la mare, la o stațiune, că-s pensionară la 74 de ani, care i-am, vă dați seama. Și acum am mai renunțat. În topul scumpirilor se află și cosmeticele, cărțile și încălțămintea. Dacă vorbim de alimente, conservele cu fructe, carnea de vită și cafeaua au cele mai mari creșteri de preț, de aproximativ 10%. Per total însă, inflația este în scădere, arată cifrele oficiale. A ajuns la pragul de 6,6%, față de 7,1% cât a fost în februarie. Vestea bună este că în lunile următoare creșterea prețurilor va continua să se tempereze. Altfel spus, nu vom mai vedea scumpiri foarte mari de la o lună la alta. Conform estimărilor Băncii Naționale, inflația ar urma să coboare la 5% la finalul acestui an. Meșterul Dorel a lovit din nou, de această dată, într-o comună din Satul Mare. În loc să dărâme o clădire în paragină, un muncitor a dărâmat un conac vechi de 100 de ani, unde funcționau arhivele primăriei. După gafă, cei din primărie au încercat să repare paguba și au construit un zid din cărămidă. Așa arată fostul conac vechi de 100 de ani din Medieșu Aurit, după ce Dorel și-a demonstrat măestria în demolări. În loc să dărâme altă clădire, în locul căreia trebuia să apară o construcție nouă, muncitorii au spart conacul istoric în care funcționau arhivele primăriei. S-a întâmplat un eveniment, o greșeală umană, zic eu. S-a dorit demolarea acelei clădiri. Meșterii care au venit, muncitorii care au venit la fața locului și au început lucrările, au început cu această clădire. Din intenție, vă dați seama, nimeni nu face așa ceva. Trebuie renovat, dacă e cazul, nu să-l dărâme. Când au realizat gafa, cei din primărie au încercat să se replieze. Au cerut firmei să readucă clădirea la starea inițială. Însă muncitorii nu au găsit cărămizi vechi de 100 de ani, așa că au construit un zid din cărămizi nou-nouțe. Au ridicat acel zid ca să protejeze, să nu vină intemperiile, ploile și asta să o afecteze și mai tare, după care, dacă vă uitați, deja am început și exact cu același material care a fost făcut, o să fie refăcută. Greșeala lui Dorel a stârnit hohote de râs în sat. Se mai întâmplă din astea la noi. Ești foarte bun, meseriașii. Nu, lasă, domne, greșeală. Nici nu o sărit în pântână din greșeală. Cei de la primărie au promis oamenilor că vor reface conacul, iar apoi îl vor transforma în muzeu. Țara de origine, dar și conținutul de zahăr și fructe sunt doar câteva dintre informațiile esențiale pe care etichetele produselor pentru micul dejun trebuie să le conțină. Sunt noile reguli adoptate de Parlamentul European prin care consumatorii vor fi mai bine informați. Țara de origine a mierii trebuie să fie vizibilă clar pe etichetă, în special în cazul amestecurilor de miere. Este noua regulă adoptată de Parlamentul European pentru a combate importurile de miere contrafăcută din țări din afara Uniunii Europene. În magazinele de la noi se găsesc astfel de produse, dar sub etichetă de produs românesc. România-Ucraina. Aici e un amestec de miere din România, Ungaria și Republica Moldova. Iar aici scrie că e produs în România. La nivelul Uniunii Europene va fi creat un sistem de trasabilitate a mierii pentru ca etichetele să ofere informații clare consumatorilor. În plus, au fost stabilite standarde de calitate mai ridicate, iar etichetele trebuie să conțină aceste informații, dar pe înțelesul tuturor. Foarte bine, că totuși să vedem ce cumpărăm și de unde. Și să cumpărăm
ce e de produs aici în țară. De foarte multe ori scris prea mic pe etichetă și în genere oamenii când e scris prea mic nu-și mai stau să-și mai scoată ochelarii. Nu toată lumea vede. Acesta este și unul dintre motivele pentru care etichetele produselor precum dulcețuri, marmelade sau sucurile de fructe vor fi simplificate, cu informații mai clare în ceea ce privește compoziția. De exemplu, pe această etichetă vedem că sunt 65 de grame de fructe pentru 100 de grame de produs finit. Scrie că conține și zahăr, iar aici putem vedea cât zahăr conține. În cazul acestor tipuri de produse, pe etichete vor fi specificate cantitatea de fructe și nivelul de zahăr din conținut. Clienții recunosc că i-ar ajuta să înțeleagă mai ușor aceste informații și astfel să găsească cele mai sănătoase variante, dar și cele mai prietenoase cu bugetul lor. Să fie cât se poate produse naturale. Noi mai ales avem și diabet, deci ne interesează zahărul și astea, da. Alții, în schimb, nu prea au încredere în informațiile de pe etichete și preferă să-și cumpere aceste produse din piețe, de la producătorii locali sau să-și le prepare singuri acasă. Aș vrea să văd eu și chestia aia dacă chiar va fi corectă cândva, că, pentru că sunt puse într-un fel sau nu. Și atunci, eu de obicei nu prea mă risc cu chestii din astea pentru că nu am încredere. Până când mai pot, mi le produc. După ce va fi adoptată și de Consiliul European, legea va intra în vigoare după 20 de zile. Țările din Uniunea Europeană vor fi nevoite să aplice noile norme în cel mult 2 ani. Patria lubenițelor devine încet, dar sigur, raiul căpșunelor. Tot mai mulți agricultori au pariat pe fructul dulce și tind să creadă că au făcut bine. În plus, nici temperaturile din Sahara Olteniei nu mai sunt prielnice pentru pepeni. Și astea sunt căpșunile noastre românești, ieșim cu ele într-o săptămână și sunt mai profitabile decât pepenii de 10 ori și sunt foarte gustoase. Ioan se numără printre primii producători din Călăraș, Dolj, care au început să nu mai parieze pe pepeni, ci pe delicioasele căpșune. După câțiva ani munciți în Spania, bărbatul a ales să se întoarcă acasă și să aplice tot ce a învățat acolo pe meleagurile Olteniei. La solar. Acum sunt cu 30 de lei kilogramul și pepenii când vor ieși iasă cu 3 lei kilogramul. Pepenii culegi de 2-3 ori, căpșunele culegi de 7-8 ori. De la an la an, producătorii au mărit suprafața de căpșune. Am început de la 25 de ari de căpșune, am ajuns acum la 1 hectar și 50 de ari, avem și în spații protejate vreo 15 ari. Încă mai punem. În plus, în Sahara Olteniei, lipsa apei îi determină pe fermieri să reducă suprafețele de pepeni și să se reprofileze. Apa se folosește mai mult la pepeni, pentru că pepenele trebuie să ajungă la 12 kg, pe când căpșuna ajunge la 100 de grame. Trendul cultivării căpșunelor a ajuns și în familia acestei femei, care a egalat suprafața fructelor dulci cu cea de lubeniță. Avem suprafață de un hectar de căpșune și pepen tot, un hectar. Ne axăm pe căpșune pentru că ne ajută și pământul și temperaturile care sunt acum. Primii bani, cum ar veni, pe care îi luăm din agricultură, sunt pe căpșune. Cu 12 lei se vinde kilogramul de căpșune de câmp la început de sezon, în timp ce fructele de solar ajung chiar și la 30 de lei pe kilogram în angro. Munca însă este pe măsura prețului. Nu renunțăm la căpșune, ne-am obișnuit și ne și place ceea ce facem. Iar dacă în urmă cu 10 ani se numărau pe degete culturile de căpșune din Călăraș și Dăbuleni, acum... Anul ăsta cred că sunt depășite 35 de hectare în câmp, dar pe măsură ce îmbătrânesc, decât să încarce 80 de tone la hectar, mai bine umblă cu lădițele cu căpșune, care sunt mult mai ușor de purtat, cu camioane mai mici și sigur cumva mai scumpe decât pepenele. Cea mai mare parte a terenurilor din sudul Olteniei însă este cultivată cu lubeniță. Numai în Călăraș, Dolj, sunt circa 1000 de hectare de pepene verde și galben. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. De la ora 20 urmează serialul O Dragoste. Eu sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră.
Bună seara, dragii mei! Astăzi cerul a fost variabil, temporar noros în nord-estul țării și la munte, unde pe suprafețe mici s-au semnalat averse slabe. Temperaturile maxime au fost cuprinse între 21 și 29 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Moldovei și în estul Munteniei. La noapte cerul va fi variabil în vestul și nordul țării și mai mult senin în rest. În nordul Carpaților Orientali vor fi condiții de ploaie, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări prin Moldova. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 14 grade, dar valori ceva mai scăzute se vor înregistra în estul Transilvaniei, unde minimele ajung chiar la minus 1 grad. Mâine, meteorologii anunță vreme foarte caldă pentru această dată, cu valori termice peste cele normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu unorări în centrul țării, dar și la munte, unde sunt anunțate ploi. Maximele vor oscila între 18 și 27 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia se anunță temperaturi ridicate, cerul va fi în mare parte senin, iar maximele ating 27 de grade în Pitești, 26 de grade în Târgoviște. În Transilvania, cerul va prezenta înorări și pe arii restrânse va ploua. Valorile termice ajung la 25 de grade în Târgu Mureș, 25 de grade și în Alba Iulia. În Moldova, ziua de mâine aduce vreme însorită și foarte caldă pentru această dată. Mercurul din termometre urcă la 26 de grade în Galați, 23 de grade în Focșani. În vestul țării, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime ating 26 de grade în Timișoara, 24 de grade în Arad. În Oltenia avem parte de vreme caldă, vântul va adia slab și se vor înregistra până la 28 de grade în Craiova, 29 de grade în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea, cerul va prezenta înorări temporare, iar maximele urcă până la 26 de grade în Megidia, 26 de grade și în Tulcea. În capitală am avut parte de vreme deosebit de caldă pentru această dată. Cerul a fost mai mult senin, iar temperatura maximă a ajuns la 28 de grade. La noapte se anunță atmosferă liniștită, cer senin, vântul va sufla slab, iar minima scade la 12 grade. Mâine să știți că vremea se menține în continuare foarte caldă pentru această dată, cu o maximă iată de 26 de grade, iar cerul va fi variabil, mai mult senin. La munte, vremea rămâne deosebit de caldă, chiar anormal de caldă pentru această dată. Avem cer temporar noros și izolat se vor semnala averse slabe, iar vântul va sufla moderat cu ușoare intensificări la altitudini mari. Vor fi 18 grade la Stâna de Vale, 17 grade în Sinaia. Iar acum prognoza meteo personalizată. Nicoleta m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Iași. Maxima ajunge la 23 de grade, iar cerul va fi variabil. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O seară excelentă vă doresc, indiferent de vreme!